Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară suntem alături de domnul Ștefan Ion, psiholog, psihoterapeut, scriitor și fondatorul Academiei de Lumină și Iubire. Bună seara, Ștefan! Mă bucur că ești alături de noi și ai o surpriză extraordinară și îți mulțumesc pentru asta. De fapt, tu vei face predicții pentru fiecare zodie în parte pentru anul 2024. Mi-ai spus înainte de emisiune că te ferești în general să faci astfel de predicții, dar nici n-ai putut să ne refuzi pentru că ne iubești prea mult. Și atunci Așa nu este, ne zici am răspuns niciodată nu. practic, am răspuns la această provocare pe care m-ai lansat-o, am făcut și fac o singură dată predicții pe an, de regulă la sfârșitul anului care se încheie pentru anul care o să vină și este foarte important să înțelegem că în această perioadă o să cadă foarte multe perdele și foarte multe ascunzișuri pe care fiecare și le așează. Să nu uităm că în România vor urma un șir impresionant de alegeri, vor fi schimbări interesante și aceste lucruri care par fi a fi agitate la nivel de planetă, la nivel de țară, la un moment dat se vor așeza. Pentru că întotdeauna este nevoie de liniște. Așa cum spuneam și înainte de emisiune, cerul și astrele ne propun, omul va alege situația în care el se găsește, dar singurul care va decide va fi Dumnezeu. De aceea, tot ceea ce voi spune eu astăzi are la bază adevărul lui Dumnezeu, care desigur va avea propria sa voință în funcție de ceea ce va alege fiecare din noi. Da, suntem, să știi, numai ochi și urechi, pentru că, cum să spun, așa cum s-au obișnuit prietenii noștri de pe acest canal cu tine, ești un om extrem de serios și pun mare preț pe ceea ce ne vei spune. Da, este o asumare pe care mi-o fac în fiecare an. De regulă, la ceea ce fac în fiecare zi, le spun oamenilor foarte multe lucruri pe care nu le știu nici ei, cu adevărat sau nu știu să le explice. Despre mine, de regulă, niciodată nu întreb nimic, dar lucrurile se așează foarte bine fără să întrebi, pentru că eu trăiesc într-o voie divină. Dar întotdeauna trebuie să vedem cam cum ar trebui să trăim, ca noi să putem să avem anumite forme și anumite jaloane după care să ne conducem viața. Și trebuie să spunem așa cum spuneai și despre mine, trebuie să luăm viața în serios, pentru că viața este o formă minunată de trăire. Dacă o transformăm într-un miracol, ea va fi un miracol, dar dacă o transformăm într-o stare în care noi nu o punem în viziunea corectă, ea desigur că va avea foarte multe încercări. Totul pornește întotdeauna la ceea ce înseamnă predicții și ceea ce înseamnă forma în care manifestăm cele patru elemente primordiale, pentru că cele patru elemente primordiale știm că se găsesc în ceea ce noi înțelegem horoscopul european, pentru că acolo avem elementele de apă, de pământ, de foc și de aer și fiecare din ele își duc trăirea și manifestarea în funcție de cum comunică cu ceea ce se propune. Și este foarte bine să înțelegem aceste lucruri. Până la urmă, eterul sau conștiința hristică, cum îi spun eu de fiecare dată, este cea care propune și fiecare element în parte, așa cum avem cei patru evangheliști, pentru că fiecare evanghelist deține o formă a elementului din care face parte și trebuie să înțelegem că de fiecare zonă de manifestare
vine o anumită profunzime în care intrăm. Desigur că dacă este să împărțim în zodii, vedem că sunt cele 12 zodii, dar cea mai importantă este a 13-a, și anume divinul care decide în ce direcție mergem, pentru că aici este forma foarte importantă în care eterul propune aceste lucruri. Și desigur, câte trei zodii în fiecare element, apă, foc, aer și pământ, vor dispune direcția în care vor merge. Așa cum spuneam la începutul anului acesta, o să avem, sigur, intrarea în 2024, și în această minunată zonă vom avea destule încercări în care se vor afla multe adevăruri până în 2026. Pentru că foarte multe lucruri care au stat ascunse sub obroc, cum le spun eu, vor ieși la lumină. Niciodată lumina nu poate fi ascunsă de întuneric și foarte multe lucruri vor fi descoperite. Vedem că sunt foarte multe personalități, zicem românești, care la ora actuală trebuie să dea cu, așa zis, subsemnatul, pentru că la un anumit moment dat nu au știut să își ducă viața într-o conduită morală deosebită. De aceea, încă 2 ani de zile, după 2024 până în 2026, vor fi foarte multe descoperiri care au fost ținute ascunse și care, într-un fel sau altul, nu au fost descoperite până acum sau nu au vrut să fie descoperite. Dar întotdeauna Divinul, atunci când hotărăște să descopere ceva, va descoperi cu siguranță. Întotdeauna am să le spun oamenilor că ține de hotărârea pe care noi o avem și de mentalitatea pe care o avem, de personalitatea pe care o avem și de curățenia noastră interioară care se manifestă în fiecare zi. Dacă să presupunem sunt 8 miliarde de oameni și dacă împărțim la cele 12 zodii, vedem că în momentul în care vorbim, vorbim de câteva sute de milioane de care vorbim când vorbim despre o zodie. Ori acest lucru ține și de modul în care noi suntem aliniați cu conștiința Hristică, cum suntem aliniați cu caracterul și cu personalitatea noastră, cu adevărul, dar în același timp trebuie să vedem dacă reușim să ne descoperim pe noi înșine și care este forma în care conștiința și conștiența noastră iese la suprafață. Un om aliniat cu Divinul este un om care experimentează mai puțin și întotdeauna experimentează și are posibilitatea să aibă căderi mai ușoare și experiențe mai normale, dar un om care este dezechilibrat din punct de vedere al Divinului poate să aibă căderi, poate să aibă ceea ce știm noi, suferințe, boli, faliment și așa mai departe, sacrificii, suferințe, boli și uneori chiar dispariție din această perspectivă. Și atunci trebuie să vedem, pentru că întotdeauna românii au fost învățați cu perioade de sacrificii. De fiecare dată vreau să le spun tuturor, dacă vrei din punct de vedere al conștiinței cristice, al adevărului lui Dumnezeu, dacă vrei să evoluezi, întotdeauna trebuie să sacrifici ceva. La fiecare nivel de conștiință pe care îl trăim, în acord cu adevărul, noi trebuie să lăsăm ceva în urmă, noi trebuie să facem un sacrificiu de sine. Este ceea ce în creștină ortodoxie se numește smerirea de sine, pentru că noi trebuie să lăsăm o patimă în urmă, o dependență, o formă în care încă nu suntem aliniați cu Divinul. Și atunci, în această perioadă 2024-2026, o să avem destule taine pe care trebuie să le scoatem la suprafață. Dacă nu le vom scoate noi, vom trăi anumite forme de sacrificiu interior, dar dacă le vom scoate cu bucurie, cu siguranță lucrurile se vor mișca.
Foarte mulți oameni, în special cei care sunt de la vârsta a treia în sus, consideră că lumea nu mai evoluează. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Întotdeauna există un ciclu al evoluției, o manifestare a divinului și de fiecare dată cei care sunt în zona de vârsta a treia spun despre cei care vin că nu se mai comportă la fel și nu mai evoluează așa cum erau. De fiecare dată s-a întâmplat acest lucru și noi trebuie să înțelegem că fiecare generație are propriile provocări, fiecare generație evoluează și fiecare evoluție se întâmplă așa cum Divinul hotărăște. Acum câteva zile am avut o întâlnire în Academie și la un moment dat foarte mulți și-au exprimat punctul de vedere cum s-a schimbat viața lor. Și mulți dintre ei au depistat că tocmai anumite privări de anumite elemente care ni s-au părut sacrificii la un moment dat au dus tocmai la descoperirea de sine. Și atunci este foarte bine să înțelegem că putem să o ducem foarte bine, indiferent de timpul pe care îl parcurgem, sau putem să avem încercări deosebite dacă mișcarea noastră în acord cu Divinul sau în acord cu planetele ne folosește mai mult sau mai puțin. Trebuie să compilăm această viziune pe care o avem la ceea ce ne propune Divinul și noi trebuie să respectăm întotdeauna legile divine, legile morale și să avem o viziune foarte clară despre adevăr și despre tot ceea ce se întâmplă. Întotdeauna au fost predicții despre ceea ce se întâmplă la nivel global, dar o să propun în emisiunea viitoare să vorbim despre acest lucru și aș propune pentru astăzi să descoperim, așa cum ne pricepem fiecare din noi și cum bunul Dumnezeu ne dă o anumită cunoaștere, o previziune a ceea ce ni se propune pentru fiecare zodie în parte, luând-o așa cum știm de la ceea ce înseamnă previziunea noastră și perspectiva a momentelor cheie din care plecăm și evenimentele ce vor fi de fiecare dată într-o zonă de asociere sau de disociere. De fiecare dată propun ca noi să fim într-o comunicare armonioasă cu Divinul și ne descoperim că la începutul lui ianuarie, Mercur, care este practic zodia apropiată foarte mult de tot ceea ce înseamnă comunicare și intelect, zona mentală, i-aș spune, își va încheia această călătorie retrogradă, care va începe undeva în câteva zile, în 13 decembrie. Și desigur, când auzim așa peste tot că Mercur este retrograd, intrăm într-o anumită zonă, dar încă o dată spun, indiferent de ceea ce propun astrele, fiecare din noi putem să fim într-o perspectivă deosebită. Și atunci ne dăm seama că orice moment este crucial pentru fiecare din noi, orice moment este o alegere. Întotdeauna eu spun că soarta nu poate fi schimbată pentru că ea a fost decisă de către Divin, dar noi în fiecare oră, noi în fiecare oră, în fiecare secundă putem să ne schimbăm destinul. Pentru că noi hotărâm ceea ce facem astăzi și noi hotărâm în acord cu Divinul. De fiecare dată, la fiecare pas, trebuie să ne întâlnim cu Divinul și de asemenea trebuie să manifestăm această trăire pe care o avem în subiectul discutat. Așa cum spuneam, la 13 ianuarie 2024, Mercur, care se ocupă de zona mentală și zona intelectuală a ființei umane, va face trecerea în acest semn pe care noi îl numim Capricorn. Și aici, desigur că avem nevoie de și se găsește mai multă stabilitate
Și această zonă care va ține undeva până la începutul lui februarie, vom da dovadă de multă concentrare în ceea ce înseamnă capacitatea noastră intelectuală de a găsi resurse și a găsi idei care pe viitor ne vor ajuta. Începând din martie, de la sfârșitul lui martie, atunci când va fi de pe 25 martie, va fi o eclipsă de lună care va avea loc sub semnul balanței. Ne dăm seama că poate să vină, pentru că balanța întotdeauna înseamnă echilibru în interiorul nostru și poate să ne arate o profunzime reflectată în ceea ce înseamnă echilibru și poate să aducă o conectare foarte frumoasă, echilibrată cu toți ceilalți. Apoi urmează, începând cu 1 aprilie, călătoria lui Mercur, care devine retrograd în semnul berbecului, și această energie intensă și destul de impulsivă. Știm că berbecul este o zodie de foc, încurajează acțiune, încurajează reacții rapide, încurajează anumite decizii care uneori pot deveni pripite și desigur că pot să ne ducă spre o zonă în care putem să luăm decizii inspirate, dar dacă ne pripim, putem să facem ca lucrurile să devină destul de iritate. În această perioadă propun tuturor să existe prudență, cum întotdeauna le propun să mergem pe această cale în care noi să fim echilibrați și trebuie să înțelegem că acest echilibru trebuie să fie întotdeauna în viața noastră. Începând cu 20 aprilie 2024, Jupiter va fi într-o conjuncție cu Uranus și de fiecare dată în această conjuncție sunt anumite schimbări dramatice în situații deosebite, pentru că în această zonă Jupiter și Uranus, care vor veni în semnul Taurului, vor încerca să aducă pe de o parte o stabilitate, pentru că sunt semne care doresc stabilitate, dar în același timp ne dăm seama că nu putem să stăm și să stagnăm, pentru că Uranus propune expansiune și dezvoltare, și astfel încât este o dispută între a fi rămas într-o zonă de neschimbare și într-o zonă de schimbare. Apoi, în zona din aprilie până în octombrie, Pluton va fi retrograd în semnul Capricornului. Și noi vom găsi resurse suficiente să ne aplicăm față de ceea ce înseamnă introspecția noastră personală. Și în același timp trebuie să încercăm să găsim resurse care ne contopesc cu sigura putere din acest univers. Pentru că în această perioadă putem să avem anumite încercări cu ceea ce înseamnă autoritate. Singura autoritate reală este Dumnezeu, dar desigur că putem să avem și cu autoritățile pe care noi le spunem ale cezarului, a lumii și legilor de pe pământ. Cred că sunt foarte puțini oamenii care nu suferă de problemele atât de răspândite în ziua de astăzi, cum ar fi probleme de somn, probleme de concentrare, probleme de sănătate. Comparați cum era viața voastră înainte și cum este după ce ați luat orsolul, eu am simțit schimbările încă din prima seară. Vă recomand să faceți același exercițiu și vă garantez că nu vă veți putea despărți de el. Apoi mai este un subiect foarte important, tranzitul lui Jupiter în semnul Taurului, care desigur că poate să ne aducă un spor important în partea de creștere materială și stabilitate financiară, dar în același timp putem să avem încercări dacă nu suntem inspirați așa cum investim resursele pe care le avem. Și atunci putem, de asemenea,
din zona din 26 mai până în 9 iunie, atunci când Jupiter se află în semnul gemenilor. Știm că gemenii sunt foarte mentali și foarte imprevizibili, ei trăind în cele două zone dualiste ale propriei personalități, putem să avem o comunicare bună, ori curiozitate imprevizibilă și vedem în această perioadă că putem să interacționăm frumos, prosper în zona noastră în care putem să îi înțelegem pe ceilalți. Va fi o comunicare interesantă și va fi o perioadă în care noi putem să ne înțelegem sau putem să plecăm de lângă persoane care nu ne înțeleg. Și mai este de asemenea o perioadă între 20 iulie și 4 septembrie, atunci când Marte se va afla în semnul gemenilor, într-o energie la fel de versatilă și care va fi într-un moment prielnic în care noi putem să găsim resurse pentru a ne regăsi pe noi înșine și de a ne atinge anumite obiective pe care le visăm de foarte mult timp. Este foarte interesant anul, nu va fi un an spectaculos în opinia mea, în special în țara noastră. Vor fi anumite schimbări și vor fi anumite provocări, dar nu vor fi răsturnări majore de situație, pentru că de fiecare dată Divinul are grijă să facă ca lucrurile să se așeze. Așa cum spuneam, planetele sunt cele care își văd de treaba lor, iar noi ne îngrijorăm de foarte multe ori la modul în care ele se așează. Ele funcționează dau exemplu, vârsta Pământului de 5,47 de miliarde de ani. Noi observăm cerul de mult timp și știm că oamenii de la țară, în special, știu să-și canalizeze eforturile, indiferent de ceea ce se întâmplă. Este foarte important pentru fiecare din noi să înțelegem că singurul cel care decide în interiorul nostru de a merge într-o zonă de evoluție suntem noi și noi trebuie să facem ca acest parcurs să fie favorabil, indiferent de timpul pe care îl ducem. Deci, propun tuturor să meargă într-o zonă de schimbare, într-o zonă care este prielnică anul viitor și putem să facem acest lucru cu succes în anul 2024. Pentru că avem destule posibilități să armonizăm lucrurile în interiorul nostru și în ceea ce se întâmplă de fiecare dată. Și haide acum, după o scurtă introducere, care nu știu cât de scurtă a fost, dar a fost, să intrăm în fiecare zodie în parte, să-mi spui cât de profund să intru, pentru că putem să intrăm, să mergem așa mai la suprafață sau mai la profunzime. Pentru că sigur că e mult de Atât discutat. cât prietenii noștri să înțeleagă cam pe unde o să se situeze în anul următor și cam ce trebuie să schimbe ca să fie ok. Da. Începem așa cum suntem obișnuiți de fiecare dată cu Berbecul, care este o zodie de acțiune, o zodie care reprezintă focul. În această perioadă are posibilitatea anului 2024 să fie un an de mare succes, dar trebuie să înțeleagă că tot ceea ce vine, vine prin muncă. Să ne dăm seama și să facem ca din acest an să se întoarcă toate lucrurile pe care le-am visat în favoarea noastră și trebuie să înțelegem că nu trebuie să fim irascibili în acest an, trebuie să ne descătușăm de instabilitate și să mergem pe planul dragostei, pe planul iubirii, a sinelui interior, a relației noastre cu Dumnezeu și ceea ce se întâmplă cu aproapele nostru.
Este un an destul de romantic pentru Berbec și știm că este o zodie destul de iubitoare, dar destul de încercată în dragostea pe care o manifestă. Și atunci trebuie să vedem ca toate legăturile pe care le avem în anul următor să fie bazate pe înțelegere și nu pe neînțelegeri. Trebuie să lăsăm de la noi și să înțelegem că celălalt se va comporta întotdeauna în armonia cu câmpului cu câmpul pe care noi îl avem la dispoziție. De aceea recomand ca activitatea de foc să fie oarecum limitată și să ne bazăm foarte mult pe cei din jurul nostru, pentru că avem tendința săgetăm oarecum cu ceea ce avem noi ca și idei și să ne luăm din aceste colțuri care pot să creeze fricțiuni și diferențe de opinie în această perioadă. Trebuie să găsim resurse să putem să ne schimbăm pe noi înșine și munca este cea care este definitorie pentru acest an. Dar și satisfacțiile sunt pe măsură, pentru că din punct de vedere financiar poate să fie un an foarte bun, un an care nu va fi monoton, un an în schimbare. Divinul va propune foarte multă acțiune și știm foarte bine că Berbecul este pasional și este ambițios în ceea ce își propune, de aceea va fi un an palpitant și un an care va da o situație absolut privilegiată dacă cu siguranță vor înțelege să meargă pe cărarea corectă. Dacă există posibilitatea ca berbecul în cauză de care discutăm, adică foarte mulți din cei care vor asculta această emisiune, nu se simt foarte confortabil în situația actuală, și au riscat anumite situații. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să renunțăm la ceea ce ne propunem, dar trebuie să mergem cu energia divinului, nu cu energia care ne duce în contrasens cu ceea ce înseamnă divinul creator. Avem în ceea ce privește iubirea, așa cum spuneam, posibilitatea să aducă noi relații, în special în zona din aprilie, cum am spus și mai devreme, pentru că identitatea noastră poate fi regăsită și dacă renunțăm la conflictele cu ceilalți și înțelegem că totul ține de dragoste, inclusiv prosperitatea la nivel de relații va fi foarte bună. Perspectiva asupra banilor este o perspectivă care e destul de rară în acest câmp, pentru că berbecul va fi dus într-o zonă destul de rară, care se întâmplă odată la 14 ani, și anume poate să-și găsească independența financiară atunci când iese din zona de confort și când direcția aleasă este o direcție corectă. Deci avem perspective bune pentru Berbec în anul care va urma, pentru că în opinia mea va fi un an foarte norocos pentru berbeci și desigur că acest an va da posibilitatea să ne aliniem intenția și acțiunea într-o creștere și a evoluției și norocul va fi cu noi dacă lăsăm ca energia aceasta să meargă în progres și nu în regres. Putem să avem un potențial crescut de realizare în toate aspectele vieții și dacă abordăm această atitudine corespunzătoare, berbecii în anul viitor vor avea succes în toate planurile dacă vor fi echilibrați și dacă își armonizează trăirea. Trecem la zodia următoare, la Taur.
pentru că știm că aici este o zonă cu oameni destul de încăpățânați. Sunt de altă parte responsabili, dar sunt așa cu cornițele de rigoare, cu cornițele la purtător. Sunt oameni care își doresc să trăiască în confort și în siguranță, dar anul 2024 îi propune o schimbare de perspectivă, pentru că, din plan social, cei care se află în zodia Taurului pot să vină într-o perspectivă în care poate să iasă la lumină, ca să zic așa, pentru că pot să aibă un tranzit interesant în planul social. Și pot să devină așa mici vedete în ceea ce își doresc ca vis personal și în proiecția colaborării în sistemul de echipă. Le recomand să lase încăpățânarea deoparte și să înțeleagă că viața, cu sau fără noi, ea merge în direcția corectă și trebuie noi doar să ne aliniem acestei propuneri pe care ne-o face Divinul și care ne dă posibilitatea să luăm o redefinire în ceea ce corespunde cu viața noastră. Avem pe parcursul anului anumite încercări, pentru că sunt schimbări de energii interioare, atât pozitive cât și pierderea vitalității, dacă nu știm să ne alimentăm corespunzător și dacă nu știm să înțelegem că stabilitatea vine din divin, nu vine din uman. Și atunci este foarte important să ieșim din această rutină pe care o avem în fiecare zi, din acele procedee și zone de confort pe care ne le-am făcut de ani de zile și să înțelegem că ar trebui în multe perspective să ne ajustăm puțin viața. Acești oameni sunt destul de lenți, spre deosebire de cei care sunt din zona de acțiune, fac mișcări destul de lineare, dar acest an le propune să fie puțin mai zburdalnici, așa, să fie mai moderniști și să înțeleagă că nu stagnarea este conceptul de bază acestui univers, ci evoluția. În ceea ce privește bafta lor în anul următor, eu cred că și ei vor fi luminați în această zonă, pentru că Jupiter le va lumina posibilitatea ca ei să meargă până la sfârșitul lunii mai într-o zonă de creștere economică și, în același timp, trebuie să înțeleagă că, după creșterea economică, trebuie să facă investiții corespunzătoare. Noi trebuie să ieșim din această rutină pe care ne-am făcut-o, așa cum spuneam, de fiecare dată, și trebuie să facem acest lucru cu optimism. Și trebuie să înțelegem că noi trebuie să fim optimiști nu numai cu noi înșine, ci și cu cei din jur. Să facem o impresie corespunzătoare, să ne deschidem atât inima, cât și perspectiva intelectului, pentru a vedea cu adevărat oportunitățile. Le recomand să fie atenți la oportunitățile care vor veni în viața lor și, în același timp, să analizeze persoanele, pentru că foarte multe oportunități vor veni pe persoanele care vor intra în viața lor și se vor manifesta într-o schimbare benefică. Dar trebuie să aibă grijă ca să nu fie ispitiți, pentru că vor veni și anumite ispite în anul ce va veni. Este foarte interesant, un an foarte interesant pentru Tauri, pentru că începând din luna mai se vede o schimbare majoră și o concentrare foarte, foarte firească spre o viață care nu este limitată ca până acum și
să se ducă într-o zonă în care noi putem fi testați, dar putem fi și provocați în tot ceea ce se întâmplă. Va fi un an plin de implicații romantice și vor fi foarte multe preocupări emoționale satisfăcătoare, dar și unele provocări ce vor veni în anul ce vine. Și este foarte interesant, un an în care trebuie să vedem ca riscurile să fie la fel cum spun de fiecare dată, în prudența potrivită, și trebuie să vedem ceea ce este valabil pentru noi și ceea ce este o afacere pentru noi, pentru că s-ar putea să fim atrași în anumite ispite, chiar în anumite afaceri care nu sunt pentru noi și ar trebui să analizăm foarte bine ceea ce este pentru noi și ceea ce este pentru abilitatea noastră și, desigur, dacă vom fi atenți, vom avea un succes deosebit în anul care urmează. Urmează Gemenii, pentru că în această perioadă Gemenii vor trece într-o zonă destul de interesantă, pentru că vine Saturn alături de ei și știm că Saturn ne disciplinează puțin calea noastră. Pentru Gemeni văd un an spiritual, dacă și noi ne hotărâm să trăim din punct de vedere spiritual și trebuie să înțelegem emoțiile care vin alături de noi și esența care ne este propusă de divin în poziționarea noastră alături de adevăr, alături de pace, alături de lumină și de iubire. Trebuie să vedem dacă starea noastră devine o stare agitată, atunci desigur că vom pierde foarte multă energie și le recomand foarte multă acceptare gemenilor în anul 2024, să fie toleranți cu cei din jurul lor, dar întotdeauna să fie toleranți cu ceea ce își propun în propria persoană. Să fim mai pragmatici. Le propun mai mult pragmatism în anul ce vine, pentru că ei sunt destul de impulsivi la anumite idei și pot să facă alegeri nechipzuite. De aceea le recomand să nu ia alegeri pripite, să aibă răbdare și să nu răspundă neapărat la primul impuls, pentru că sunt foarte buni comunicatori, dar atunci când sunt provocați, pot să rănească foarte mult în jur. Este foarte bine să explorăm toate ideile care ne vin, dar întotdeauna trebuie să vedem dacă aceste idei sunt și benefice pentru noi. În ceea ce privește hotărârile pe care le iau, în a doua parte a anului, începând din luna iunie, ei vor fi duși într-o zonă în care norocul vine și pe strada lor și trebuie să avem răbdare până în iunie, să nu luăm decizii pripite, să nu facem schimbări radicale și să facilităm schimbarea noastră interioară. Deci până în iunie recomand ca gemenii să trăiască într-un plan mai mult interior. Și dacă vor să meargă într-un plan expansional, să o facă începând din iunie, pentru că de atunci apare și norocul pe strada lor. Planeta schimbării este o planetă care se va afla pe tot parcursul anului în zodia gemenilor și vor veni foarte multe schimbări de mentalitate, schimbări în profunzimea realității și de fiecare dată vom fi provocați să ne reevaluăm atât relația cu divinul, cât și relația cu materia, cu umanul. Și noi trebuie să fim autentici în ceea ce facem. Deci propun autenticitatea gemenilor în anul care vine, să-i lase pe ceilalți să-și vadă fiecare de proiectul său
și ei să devină autentici, să devină proprii răspunzători ai destinului pe care și-l propun, să-și calculeze bine resursele, să iasă din zona de confort și să devină cu adevărat originali. Pentru că există posibilitatea să fie limitați dacă sunt într-un parcurs original sau să fie oarecum limitați de către divin dacă vor merge așa cum spun eu de fiecare dată, așa cum merge turma și așa cum se duce această viață, fără ca noi să fim cu adevărat autentici. Este un an în care gemenii vor avea o intuiție peste medie, vor merge într-o zonă creativă specială și vor fi inspirați să comunice cu Divinul, vor fi inspirați să viseze, vor fi inspirați să aibă planuri noi și conectivități atât cu propriul sine, cu Divinul și cu ceea ce înseamnă trăirea în forma în care noi ne manifestăm cu Dumnezeu. Este un an, la fel cum le văd de fiecare dată, niciodată nu pot să spun în vreo zodie că există vreun an negativ, pentru că nici nu există acest lucru. Întotdeauna sunt obișnuit să văd partea pozitivă și de fiecare dată încerc să nu trimit oamenii în îngrijorare, într-o formă de frică, ci întotdeauna într-o zonă echilibrată, într-o zonă în care aspectul poate fi hotărât în fiecare zi. Le recomand să fie mai organizați gemenilor în anul care vine și să înțeleagă că resursele investite pot fi făcute atunci când le propun și celorlalți să o facă atunci când se află într-o lună plină. Pentru că atunci există posibilitatea de prosperitate și de a deține profit. Efortul gemenilor se va regăsi de fiecare dată încununat de succes, dacă ei nu se vor risipi. Există și această tendință, pentru că ei încep foarte multe proiecte. Le recomand să fie canalizați pe un proiect corespunzător, se concentreze și să nu se lasă distrași de foarte multe disocieri a propriei persoane. În ceea ce privește sănătatea, trebuie să fie atenți la ceea ce înseamnă odihna, pentru că au tendința de a pierde foarte multă energie prin lipsa de odihnă și trebuie să înțeleagă că una din formele foarte importante ale trupului nostru în care vine energia este somnul. Recomand să se odihnească bine și să se odihnească între orele corecte, între 22 seara și până dimineața acolo. Acolo de unde poate să fie odihna corespunzătoare. În ceea ce privește relația pe care pot să o aibă, pot să ducă în acest an relația la nivelul evolutiv corespunzător. Și foarte mulți din cei care încă nu sunt căsătoriți au posibilitatea ca anul viitor să comunice corespunzător, să spună ceea ce este corect și să iasă din dualismul corespunzător, să facă o conexiune într-o înțelegere mai profundă și să facă să fie mai bine pentru ei, pentru că întotdeauna eu spun că viața în doi este mai interesantă și este mult mai ușoară, pentru că putem să ne ajutăm unii pe alții. Până la urmă, omul este făcut să trăiască în comuniune, nu este făcut să trăiască singur. Urmează după aceea minunatul semn zodiacal Rac, pentru că Racul este cel care îmbină lumina și întunericul, este cam jumătate-jumătate așa,
un element foarte interesant și în perioada următoare el poate să treacă în niște creșteri și expansiuni foarte frumoase din punct de vedere al materiei, dacă reușesc să investească cu succes atât în planul investițiilor, dar în special în ceea ce înseamnă viața și abordarea strategică pe care o au în anul stabilității și asigurării financiare. Sunt anumite provocări pentru că ei au anumite blocaje în ceea ce privește comunicarea și luarea deciziilor. Ei fiind un semn de apă, sunt foarte buni familiști, dar în același timp au o imaginație mult peste medie și mult prea bogată. Sunt foarte prudenți de regulă, dar în același timp sunt provocați de această dată să iasă din spectrul interior și să meargă într-o zonă de creștere spirituală, pentru că se vor găsi mai bine în interior, se vor înțelege și sentimentele în care trăiesc și desigur că vor avea și dorințe pe măsură. Pe măsură ce ne descoperim în interiorul nostru, vom vedea profunzimea pe care trebuie de asemenea descoperită în interior să o expansionăm la nivelul celorlalți. Relațiile de angajament în perioada următoare este să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt. Știm că racii judecă foarte mult perspectiva, în special la relațiilor sociale. Și trebuie să fim foarte atenți a judeca mai puțin, să fim mai răbdători în aceste semne pe care le vedem în interiorul nostru și să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt ei. Au tendința să se însingureze în interiorul lor, dar sigur că pot să înțeleagă mai bine dacă își aleg un partener potrivit. Pentru că în perioada februarie-aprilie sunt anumite provocări din punct de vedere a relațiilor interumane, inclusiv relațiile de căsătorie, de parteneriat și chiar dacă vin aceste încercări, putem să le depășim dacă suntem raționali și dacă nu ne ducem în emoții care ne distrug rațiunea. Ne vom descoperi în această perioadă, cei care suntem sau sunteți, fiecare din voi, o intimitate și o pasiune spre familie, o reînnoire a unor sentimente și o împărtășire a unor emoții pe care le căutăm de foarte multe ori și care vor aduce un angajament pe termen lung. Cred că va fi un an de stabilitate pentru și de creștere pentru cei din zodia Racului. Vor avea un an plin de expansiune și de abundență și vor fi foarte prosperi, vor fi norocoși în anul care vine și în special aici îmi place să văd o perspectivă foarte bună, în special în zona creșterii spirituale. Trebuie să găsim și noi resursele, pentru că sunt destul de statici de foarte multe ori și le recomand să acționeze corespunzător în momentul în care apar oportunități, atât financiare, cât și sentimentale, pentru că anul 2024 le pot asigura un viitor pe o perioadă considerabilă dacă știu să-și organizeze viața. În același timp, la nivel de carieră și de obiectiv, trebuie să ne adaptăm. Au probleme cu adaptarea de foarte multe ori în parteneriat și fiind foarte tăcuți și foarte însingurați, le recomand să iasă din această direcție, să meargă în direcția
în care să colaboreze și să se lase într-o colaborare corespunzătoare. Ei au tendința să dea înapoi precum racul, dar dacă analizăm care sunt perspectivele, am putea să înțelegem chiar și scopul și misiunea pe care o avem în această existență în anul 2024. Va fi un an, la fel cum îl văd de fiecare dată, într-o perspectivă zodiacală, un an bun, dar trebuie să înțelegem că trebuie să fim raționali, să fim prudenți. De fapt, ei sunt prudenți și va fi un an, așa cum spuneam, un an foarte bun pentru cei din zodia Racului. Dacă ne uităm acum, ne uităm la Leu, un alt mare jucător pe scena zodiacală, pentru că Leul este mai așa, mai intempestiv. El este regele, ca să zic așa. Regele care vrea să fie recunoscut și care vrea să fie recunoscut de la tot ceea ce înseamnă capacitate, la tot ceea ce înseamnă faptul că el este liderul incontestabil al tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Lui îi place controlul, îi place să investească, dar leul are și tendința să-i pună așa sub presiune pe cei din jurul său. În această perioadă vor fi încercări în care, datorită acțiunilor pe care le vor face leii, foarte multe zone de conflict se vor întoarce împotriva lor. Dar trebuie să încerce să învețe și ei parteneriatul. Ei sunt curajoși, au încredere, au carismă, dar trebuie să înțeleagă că acest lucru nu trebuie să-i afecteze pe cei din jurul său. Au un an bun, un an norocos. Din toate punctele de vedere, sunt aliniați cu ceea ce înseamnă creșterea, succesul și perspectiva vieții, din toate punctele de vedere, atât la nivel de carieră, la nivel material, cât și în dragoste, dar le recomand să înțeleagă că viața este despre a fi în parteneriat, nu a fi singur și a-i pune pe ceilalți la treabă. Trebuie să fie atenți, pentru că le poate crește foarte mult venitul. Dar în același timp trebuie să vedem că apare și domnul Saturn. Și dacă nu suntem atenți la modul în care ne construim viitorul și suntem așa destul de încăpățânați, e posibil să facem investiții care nu sunt corespunzătoare și care vor aduce anumit insucces. De aceea le recomand leilor să înțeleagă că viața este despre armonie, nu este despre a te impune în fața celorlalți și este foarte important ca toate experiențele pe care le trăiesc, inclusiv experiențele romantice, pentru că vor fi foarte multe provocări la nivelul anului 2024, să nu se transforme în decepții dacă ei nu înțeleg că viața este nu despre a primi de la celălalt, ci despre a-i oferi. Leii sunt obișnuiți să cam primească și toată lumea să fie la picioarele lor. Le recomand să înțeleagă viața prin a dărui, nu prin a li se dărui. Știm că ei sunt puțin geloși, posesivi și au tendința de a transforma lucrurile într-o zonă așa mai greșită uneori, dar trebuie să înțelegem că transformarea care vine în anul 2024 este să fim de acord cu ideile care ni se propun, dar noi să vedem care este bună pentru noi și care este personalitatea în care noi trăim. Să ne amintim că există o personalitate foarte puternică în Leu, dar trebuie să înțelegem că această personalitate trebuie să fie însoțită întotdeauna de dragoste, întotdeauna de îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți și întotdeauna de
tot ceea ce înseamnă creștere personală, dar nu creșterea personală proprie, ci le recomand leilor în anul care vine să caute creșterea personală la nivel neegoist, adică creșterea personală a tuturor. Din punct de vedere al sănătății, are reacții destul de excesive în anul următor și dacă nu știe să-și dozeze efortul, poate să aibă și anumite probleme de epuizare, anumite probleme în care va avea nevoie de odihnă forțată dacă nu și-o dă corespunzător. E un an bun, anul 2024 și pentru lei, dar trebuie ca energia care o posedă să o ducă în direcția corectă și să o armonizeze în planul spiritului și în planul răbdării, în planul în care nu există niciun rău, ci totul ce vine este doar o proprie evaluare a aspectelor vieții noastre și să înțelegem că acest minunat divin care ne trăiește și ne viețuiește, ne vrea întotdeauna binele. De aceea să avem grijă să ne și odihnim, pentru că au tendința să muncească mai mult decât ceilalți și să avem grijă ca să ne odihnim corespunzător. Și acum trecem la minunata fecioară, acolo unde observăm o îmbunătățire semnificativă în planul relațiilor, în special în zona armonioasă a iubirii, a relațiilor romantice și inclusiv în ceea ce înseamnă parteneriatele, dar chiar și anumite întâlniri romantice pe tot parcursul anului care vine. Atunci când fecioara este într-o căsătorie sau într-un parteneriat, anul ce va veni va fi un an de consolidare. Va veni un an în care pur și simplu lucrurile se vor așeza, se vor transforma și vor trece la nivelul următor. Pur și simplu relația dintre parteneri va înflori și vor găsi multe resurse interioare pentru a trece acolo în planul evoluției. La nivel de carieră, există posibilitatea ca în perioada următoare să fie un progres și să poată să treacă la nivelul următor dacă știe să-și dozeze efortul și în același timp să fie constant. Are tendința de a nu fi constant în evoluție și le recomand constanță pe tot parcursul anului. Trebuie să ne dozăm efortul și să ne asigurăm că tot ceea ce facem este un efort comun a tuturor, un efort comun în care noi pur și simplu nu vrem să ieșim în evidență, ci vrem să îi punem pe toți în această evidență comună. Atunci când muncim singuri, să avem grijă cum ne dozăm, dar când muncim în colectiv, să nu încercăm să ieșim din context, pentru că chiar dacă noi vom vrea să facem acest lucru, nu vom fi observați decât dacă înțelegem ceea ce înseamnă smerenie. Va fi recunoscută munca lor în anul ce va veni și vor fi schimbări interesante la nivel de carieră. Consider că cei care sunt în această zodie vor trece la nivelul următor în ceea ce înseamnă evoluția lor în relația profesională. Să fim foarte atenți în ceea ce înseamnă investițiile și economiile pe care le avem în anul următor, pentru că este posibil să vină destule încercări. Deci să fim atenți în momentul în care facem aceste investiții și să fim atenți dacă
nu ne propunem ca viața noastră să fie pe datorie. Ceea ce nu înțelege omul este că el trebuie să trăiască de fiecare dată la nivelul în care este acum. Ne-am învățat și este mentalitatea asta în lume în care trebuie să trăim pe datorie. Eu le recomand nu numai fecioarelor, tuturor, să nu mai trăiască pe datorie, să trăiască exact cum sunt ei la nivelul pe care l-au acum. Și Divinul, când va vedea că ei sunt mulțumiți cu ceea ce au, le va deschide o șansă echitabilă și le va da posibilitatea să treacă în planul următor. Pentru că vor avea posibilitatea cei care își doresc să aibă venituri suplimentare din zodia Fecioarei și vor profita în anul ce vine dacă vor avea încă un job, dacă este posibil, part-time, dacă desigur își doresc și dacă se simt armonizați cu acest lucru. Să avem grijă la dozarea efortului în sănătatea noastră, pentru că există anumite încercări pe vitalitatea și pe imunitatea noastră, pentru că dacă nu vom fi atenți, e posibil să avem anumite încercări. Le recomand să fie foarte echilibrați în ceea ce înseamnă dieta, din ceea ce înseamnă alimentație. Pentru că orice om echilibrat poate să treacă ușor prin încercările vieții, pentru că are și resursele pe care acest corp minunat le posedă atunci când noi ducem o viață echilibrată, când știm să ne odihnim și când știm să fim cumpătați din toate punctele de vedere. Dacă mergem mai departe, vorbim despre balanță în anul 2024. În prima parte a anului va fi o perioadă destul de încercată, în care noi trebuie să fim foarte atenți. Iar în partea a doua a anului vor fi semne mult mai bune, pentru că în acel moment posibilitățile noastre de evoluție vor fi mult mai mari. Se vor vedea și elemente îmbunătățite la nivelul zonei de sănătate, la nivel financiar, la nivel emoțional și trebuie să vedem ca starea noastră să fie corespunzătoare. Au tendința să meargă într-o zonă destul de închisă, într-o zonă destul de tristă în anul care urmează, dar trebuie să înțelegem că tristețea nu face bine nimănui. Să ieșim să facem activități fizice, să învățăm în anul care urmează dansul, să învățăm în perioada următoare că viața este fericirea de a fi bine cu ceea ce ești și de a fi răbdător pentru ceea ce va veni. Este foarte important să înțelegem că, indiferent de munca pe care o avem noi, nu toți cei din jurul nostru vor vedea aceste eforturi. Și atunci trebuie să înțelegem că recunoașterea nu vine din latura umană și noi trebuie să fim detașați de latura umană și de recunoașterea din rândul oamenilor. Singurul care ne recunoaște cu adevărat este Divinul și noi, de fapt, suntem armonizați cu adevărat cu Divinul atunci când ieșim din zona de atașamente. Le recomand să iasă din zona de atașamente, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere acestor forme de manifestare. Nu le recomand să facă împrumuturi, dar unii dintre ei vor fi obligați să facă aceste împrumuturi, dar trebuie să fie împrumuturi pe care ni le putem permite să le și plătim. Atenție foarte mult la relațiile de parteneriat și la relațiile pe care le avem cu cei din zona noastră familiară, pentru că există posibilitatea ca să fie multe încercări în anul care urmează și există posibilitatea să vină foarte multe provocări din afara parteneriatului pe care îl au la ora actuală. Le recomand să-și iau un timp, să aibă răbdare, să nu intre în anumite
hotărâri care pot să le perturbe activitatea din punct de vedere al dualismului interior și să aibă un an echilibrat, pentru că răbdarea le recomand în anul ce urmează. Răbdare, 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 așa cum ne spunea Părintele Cleopa și Arsenie Papacioc, le recomand răbdare, 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 nu numai lor, ci și tuturor celor din întreg horoscopul. Este foarte interesant în partea a doua, pentru că semne bune a unor proiecte din anii precedenți vor apărea în această perioadă. Vor veni resurse în zona respectivă, iar cei care își îndreaptă atenția spre creșterea lor spirituală, spre creșterea lor academică, spre creșterea lor a școlilor pe care le fac, vor avea posibilitatea să se înscrie în partea a doua a anului în aceste zone. Le recomand cursuri spirituale, le recomand forme de evoluție, pentru că întotdeauna sunt marcați de aceste trăiri, balanțele sunt echilibrate, dar în același timp se duc în zona care urmează după ce va fi cu adevărat. Este foarte interesant ceea ce va urma, pentru că se generează, în opinia mea, un succes în a doua parte a anului, în toate planurile, dacă știm să fim răbdători și dacă înțelegem să rămânem stabili în relațiile pe care le avem, pentru că vor veni și anumite încercări. Și acum mergem la minunatul Scorpion. Acest scorpion în anul care va urma va beneficia de foarte multe oportunități, dar vor fi și foarte multe valuri care vor veni peste ei, foarte multe provocări, atât în planul personal, cât și în planul profesional. Va fi un an concentrat, asidu de muncă, în care se vor face eforturi suplimentare. Dar toate aceste eforturi făcute de către cei care vor fi în Scorpion vor fi în favoarea lor. Deci le recomand să iasă la acțiune, dar să iasă la acțiune nu precipitat, ci să fie foarte atenți la toate acțiunile care le au. Au tendința de a fi foarte acizi și foarte oarecum conflictuali cu cei din jurul lor și conflictele i-ar putea ține pe loc în evoluția lor. Deci să înțelegem, să ieșim din conflicte, să facem acțiune în anul care urmează, dar să ne vedem de acest progres care poate să vină în viața noastră dacă noi vom excela în veștile bune, nu în veștile negative pe care le avem. Există perspective foarte bune de creșteri financiare, cu potențial major, și trebuie să fim foarte atenți la nivelul veniturilor noastre, dar și la nivelul cheltuielilor, pentru că există aici posibilitatea să investim, dar să fim foarte atenți la investițiile pe care le avem. Dar ceea ce le recomand la Scorpion în anul care urmează este să învețe să economisească. Adică nu neapărat să îngroape talentul, dar trebuie să genereze prin ceea ce se întâmplă o investiție inteligentă, inclusiv investiția în plan spiritual. Investiția în planul spiritual în anul 2024 le poate aduce un surplus corespunzător în viitor. Atenție foarte mult la ceea ce ni se propune, pentru că vor fi și anumite încercări în planul investițiilor și atenție la investițiile astea, gen monezi de astea virtuale, nu recomand și e bine să trăim aici pe pământ, nu în sferele imaginative.
Foarte important să înțelegem că viața scorpionilor va avea de fiecare dată în planul afectiv foarte multe provocări. Din punct de vedere sexual, ei au multe provocări de fiecare dată și trebuie să vedem această stabilitate pe care o avem în relații sau această încercare în structura în care noi putem să ne ducem în ispită. Foarte bine să înțelegem că munca este singura posibilitate de evoluție și că e oportunitatea de creștere pe care o avem și de prosperitate în anul următor. Este o perioadă care va da foarte mult ajutor în ceea ce înseamnă conexiunea aceasta interioară, dar și conexiunea exterioară. Vor avea o susținere magnetică și electrică din punct de vedere al cerului și din punct de vedere al pământului. Vor avea foarte mult magnetism. Cei care vor candida din această zodie vor avea și anumit succes, depinde la nivelul în care vor vedea că se implică, dar recomand ca tendința spre care tind să fie realistă, să vadă la ce nivel se implică și să vadă care sunt competitorii lor, pentru că de multe ori se vor duce în anumite provocări în care nu vor ști nivelul la care pot să concureze. Este un an bun și pentru scorpioni, pentru că din toate punctele de vedere apar oportunități și potențial de creștere și trebuie să fim foarte atenți la provocările pe care le avem și la oportunitățile care vor veni în toate planurile. Vor fi oportunități foarte frumoase din toate punctele de vedere și trebuie să vedem un an 2024 cu o esență a echilibrului și cu un plan foarte bine stabilit, pentru că dacă înțelegem acest lucru, vom putea să ne ducem în planul real, nu în planul mental. Pentru că au tendința asta să își imagineze lucruri și să nu aibă răbdare. Deci le recomand răbdare, planificare, le recomand să fii atenți la relațiile personale, în special la relațiile de familie, pentru că dacă nu sunt atenți, vor veni și foarte multe provocări. Mergem mai departe și mergem la Săgetător. Va fi un an foarte bun în ceea ce înseamnă dragostea, pentru că relațiile cu partenerul de viață, cu cei din jur vor fi relații armonioase. Există posibilitatea ca cei care nu au o relație să fie un an provocator în a-și lega viața de cineva în anul care urmează și de a-și găsi partenerul potrivit, dar recomand ca alegerea lor să fie în cele trei planuri: rațiune, sentiment și voință. Pentru că e posibil să aleagă de foarte multe ori cu inima, dar să nu aleagă din punct de vedere rațional. Deci trebuie să aleagă în toate planurile și să aleagă o persoană cu aceleași preocupări. Pentru că dacă noi nu ne alegem o persoană care are aceleași preocupări cu noi, s-ar putea să ne dăm seama că suntem într-un parteneriat pe care nu-l înțelegem. Și atunci când mergem într-o călătorie de viață, să avem grijă, să avem ce vorbi cu partenerul de lângă noi. Pentru că dacă ne alegem un partener cu care nu avem nicio colaborare, vor fi anumite încercări. Să fim foarte atenți la disputele pe care le avem la cei care sunt într-un parteneriat și să fim foarte atenți la temeinicia pe care o avem în luarea unor decizii, pentru că de cele mai multe ori avem tendința anul acesta să ne cam grăbim.
Poate fi un an foarte, foarte bun în ceea ce înseamnă relație și poate fi un an bun în ceea ce înseamnă starea de sănătate a noastră și a familiei noastre. Putem, le recomand, care sunt în această zodie, le recomand ca anul acesta, dacă n-au reușit în anii precedenți, în anul acesta pot să genereze din punct de vedere al elementului în care ei arată, deci poate să țină o cură de, nu neapărat de slăbire, o cură de modificare din toate punctele de vedere. Deci le poate da acest an posibilitatea aceasta. Trebuie să fim responsabili și trebuie să vedem, să fim mai atenți la ceea ce înseamnă sănătatea noastră. Pentru că de cele mai multe ori, dacă nu suntem atenți în anul 2024, pot să fie anumite încercări. Să avem grijă că ei sunt așa, cei care vor să țintească, ca să zic, da? Ei vor să săgeteze. Dar trebuie să avem grijă ca noi să săgetăm propriile noastre și fireștile noastre probleme pe care le avem. Să ieșim mult la mișcare, să facem multă mișcare în anul care urmează și să avem grijă de această rutină a sufletului nostru. Pentru că avem tendința să uităm de suflet și să mergem doar în zona trupească. Să ieșim din starea de inactivitate, pentru că au tendința de multe ori să fie statici, dar în același timp să fie neregulați în echilibrul din plan fizic, mental, emoțional. Să fim foarte atenți la sănătate, să fim foarte atenți la modul în care ne aplecăm atenția la sănătate. Din punct de vedere financiar, văd o tendință foarte bună pentru stabilitate financiară și văd o tendință foarte bună și un potențial de creștere în anul care urmează. Trebuie să avem grijă să fim pregătiți pentru provocările care vin. Pentru că vin oportunități foarte bune în anul 2024, dar trebuie să fim foarte atenți să ne atingem obiectivele. Dacă vrem să cheltuim dublu față de ceea ce câștigăm, nu este o decizie corectă. Deci trebuie să ne planificăm ceea ce înseamnă venituri, să ieșim din starea de lentoare și să ne ducem acolo să mai avem resurse suplimentare și să fim pregătiți să preluăm noi responsabilități, pentru că oportunitățile care vin anul acesta, la nivel de carieră, la nivel de orizont, sunt oportunități care ne dau posibilitatea, dacă rămânem acolo concentrați, să ne ofere lucruri foarte bune în anul următor, dar și în anii care vor veni. Urmează Capricornul. Capricornul este pe o zonă în care trebuie să învețe comunicarea în anul care urmează, pentru că el are posibilitatea majoră de a se face înțeles de cei din jurul său, dar în același timp și ceilalți să aibă posibilitatea să fie înțeleși de către Capricorn. Vor fi foarte mentale în anul care urmează, având tendința să fie foarte amănunțiți pe detalii și mai puțin pe scop. Și este foarte important să vedem imaginea de ansamblu, să ieșim din cadrul care ne duce într-o formă foarte mică, să ieșim într-o zonă macro, să ne prioritizăm toate resursele și posibilitățile cu adevărat importante în zona în care noi putem să facem și performanță. Să fim mai practici, să ieșim din iluzii, să ieșim din frici și să ieșim din cadrul nostru personal
în care am tot stat de foarte multe ori. Ei au această posibilitate să se lase provocați de foarte multe obstacole și să se concentreze pe anumite obiective impersonale, să zic așa, dar în această perioadă poate să-și consolideze relațiile și pot să aducă mult echilibru în ceea ce înseamnă relația socială, relația cu un potențial mai bun în trăirea în corespondență cu ceilalți. În planul dragostei, va fi un an foarte bun. Relația partenerială va fi o relație consolidată. Poți să treacă la nivelul următor cu partenerul, în special în partea a doua a anului, și trebuie să vedem dacă noi cerem de la celălalt să fie complet alături de noi, dacă și noi suntem dispuși să fim complet alături de el. Să ieșim din starea noastră în care dorim să primim și să dăruim celuilalt și posibilitatea și spațiul să-și ducă individualitatea și personalitatea într-un spațiu corespunzător. Este foarte important să înțelegem infinitul care se află în stabilitatea, ambiția și succesul anului următor și trebuie să trecem la planul voinței. Pentru că ei sunt de obicei hotărâți, dar nu întotdeauna au și voință foarte mare. De aceea trebuie să ne urmărim scopul și să ne întărim parteneriatele pentru a ne îndeplini obiectivele. Văd un plan foarte bun de creștere la nivel spiritual și în același timp la nivel de profesie. Și e foarte important să înțelegem că aceste lucruri vin dacă și noi suntem într-o zonă armonioasă cu ceea ce se întâmplă în viața noastră. Le recomand să fie investitori după aprilie, până prin septembrie, așa, și chiar la sfârșitul anului, dar până în celelalte perioade să fie mai prudenți. Mai prudenți pentru că există posibilitatea și de anumite pierderi dacă nu sunt foarte echilibrați. Pot să ajungă foarte mulți dintre ei în zone de conducere, vor avea succes și în același timp trebuie să fie foarte atenți la sănătate, pentru că au încercări în anul care urmează, dacă nu își dozează foarte bine activitatea, pot să apară anumite accidente sau chiar boli mai profunde decât o simplă răceală. Deci să avem grijă la ceea ce înseamnă odihna, să avem grijă la ceea ce înseamnă oasele noastre, să avem grijă la ceea ce înseamnă interacțiunea cu ceea ce vedem și punem în practică. Este foarte important acest lucru. Trecem acum la vărsători, pentru că vărsătorii pot să ajungă în anul 2024 foarte sus. Ei au un an foarte bun și au canalizat foarte multe resurse în anii ce au trecut, care unele dintre ele le-au și uitat, dar acum vin și anumite roade. Practic, anul 2024 este un an cu progrese importante pentru vărsători, cu succese, cu angajamente, atât în planul profesional, cât și în planul parteneriatului. Se vede o anumită stare de vindecare în planul sufletului, pentru că se găsesc resurse acolo, pentru că au venit destule încercări în anii care au trecut. Și este bine să ne ducem în continuare
și să facem ceea ce eu spun de fiecare dată, ca 8 ore să fie pentru odihnă, 8 ore să fie pentru job, 8 ore să fie pentru suflet. Asta este ceea ce recomand tuturor zodiilor, deci să ne împărțim în această treime, dar vedem că această zodie vărsător nu s-a cunoscut foarte bine, nu s-a regăsit în propria persoană și anul acesta poate să găsească resurse pentru a se întâmpla acest lucru. Să fim atenți în viața sentimentală, pentru că de multe ori anul acesta vor veni anumite provocări, anumite ispite. Va fi o energie debordantă, așa, de mult entuziasm și romantism, dar trebuie să avem grijă la ceea ce înseamnă ispită și ceea ce înseamnă aventură. Recomand prudență, pentru că sunt foarte multe riscuri și sunt foarte multe despărțiri dacă noi ne schimbăm brusc personalitatea și tendința noastră de a ne concentra pe noi înșine. Vor încerca să se ducă într-o zonă de expansiune, într-o zonă de prosperitate și este un an bun în care pot să facă investiții, investiții dacă au răbdare și dacă lucrurile vor merge în direcția corectă. Este foarte important să înțelegem că vor veni foarte multe preocupări emoționale și vor veni foarte multe resurse pentru ca vindecarea lor emoțională să aibă loc în anul care urmează. Pentru că va veni o concentrare în planul spiritual și vor avea posibilitatea și energia să se poată implica în această zonă, în această trăire. Este foarte important să înțelegem că avem un strop de noroc în carieră și în ceea ce înseamnă viață, dacă și noi înțelegem că viața este despre ceea ce oferim și despre ceea ce suntem recunoscători în ceea ce ne-a fost oferit. Este un an interesant, un an care ne dă posibilitatea să trecem peste multe obstacole și este posibilitatea să ne consolidăm, dar atenție la aceste încercări care vor veni spre zona amoroasă. Recomand prudență, recomand multă prudență și recomand atunci când vin anumite oportunități, inclusiv plecarea în străinătate, să cântărim mai mult aceste lucruri. Să vedem dacă provocările care vin nu sunt doar niște ispite. Deci să calculăm foarte bine. Pentru că altfel, dacă vine o provocare din punct de vedere emoțional, s-ar putea să vină și o ispită care ne poate duce acolo într-o stare de excitare, într-o stare anxioasă, chiar într-o stare depresivă. Deci să fim foarte atenți. Dar este un an bun și pentru vărsători. Horoscopul peștilor. Știi. Sunt elemente foarte frumoase care se întâmplă în planul intuiției și într-o oportunitate și o schimbare profundă interioară. Intuiția ajunge la un nivel foarte profund și trebuie să descoperim acum cu adevărat care este realitatea. Sunt niște oameni așezați, dar sunt oameni care vor să strecoare ușor așa să fie văzuți precum peștele în apă, dar trebuie să vadă care este realitatea și care este iluzia. Deci recomand să înțeleagă că iluzia este matrixul în care trăim zi de zi și trebuie să înțelegem că dacă nu ieșim din matrix, nu vom înțelege cu adevărat care este viața. Să fim foarte atenți
pentru că vor veni anumite provocări din punct de vedere sentimental, în special în lunile de primăvară, martie, aprilie, chiar și începutul lui mai. Și trebuie să vedem dacă nu cumva ar trebui să fim atenți dacă suntem căsătoriți, dacă intrăm în anumite excese. Trebuie să căutăm informații complete, de claritate în interiorul nostru, informații profunde în care să ne descoperim relația noastră cu noi înșine și relația noastră cu limitele în relațiile pe care le avem și stabilitatea lor. Pentru că este foarte bine să înțelegem că fiecare din noi suntem ceea ce reușim să respectăm în zona trăirii noastre. Vor fi anumite provocări și anumite adevăruri care vor ieși la suprafață, pentru că anul acesta e un an al maturizării peștilor. Este un an în care noi ne ducem acolo în interior, bazat pe explorarea stării noastre interioare și profunzimea în care putem să ne descoperim. Putem să vedem aceste lucruri dacă îi facem cu adevărat să fie semnificative pentru noi aceste contemplații sau pot să ducă într-o zonă foarte, foarte aventuroasă. Le recomand mai multă empatie în anul care urmează și le recomand să fie foarte atenți cu ceea ce se desc în ceilalți, pentru că vor avea tendința să intre în anumite conflicte. Și atunci jumătatea de lângă ei poate să reacționeze. Este un an de creativitate, este un an de responsabilitate, este un an de atenție la investițiile noastre în această zonă și recomand foarte multă prudență în zona aprilie-mai, în investițiile pe care le facem și în cheltuielile pe care le avem și manifestarea de a fi. Să dea suficient timp și partenerului și să reușească să fie mai atenți cu sănătatea lor. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun despre fiecare zodie în parte. Și cred că am trecut cât am putut într-o emisiune prin câteva elemente. Așa este și îți mulțumesc pentru asta. Vreau să vorbim un pic despre Academie și să le spunem prietenilor noștri că se pot înscrie în fiecare zi a anului la Academie, chiar și zilele acestea, chiar dacă sunt Chiar oameni. și astăzi s-a înscris cineva în Academie. Exact. Cine O dorește. doamnă avocat de la Brașov a zis: domnul Ștefan, eu vreau. Aseară ne-am cunoscut, astăzi a intrat în Academie. Dar mă urmărește de mult. Da. Mă urmărește activitatea de mult. Deci. Deci vă recomand tuturor să mergem în starea noastră intuitivă, așa cum le spuneam și multor prieteni în aceste zodii, în această vorbire pe care am făcut-o, în acest pronostic pentru anul care vine, și să înțelegem că în spatele acestei academii există adevărul, există viața, există conștiința hristică și oamenii schimbă cu adevărat. Dacă te uiți, pentru că foarte mulți, mai ales acum în perioada asta, colegii din Academie îmi fac tot felul de surprize și dau acolo tot felul de filmulețe în care ei vor să arate transformarea și nivelul la care au ajuns după această Academie și le mulțumesc cu recunoștință. Sunt pur și simplu și eu absolut încântat de modul în care funcționează această Academie și nivelul la care s-a ajuns. Și le recomand tuturor cu toată căldura mea. 0744 620 846 pentru cei care vor să ia legătura
să se În înscrie. momentul în care doresc o convorbire, cineva din secretariat îi va contacta, le va prezenta oferta, le va prezenta posibilitatea să devenim colegi și le va spune acolo și beneficiile pe care le au fiecare. Vreau să ne spui, Ștefan, 2024, ce surprize pregătești, ce tabere pregătești, pentru că nu, adică sunt convinsă că ai deja planul făcut. Da, am planul făcut, am anunțat taberele. Taberele de anul viitor sunt în luna aprilie, o tabără, cu o săptămână înainte de Paști. Întotdeauna fac în săptămâna aia complicată, de vineri până vineri, până la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Fac tabere în fiecare an, pentru că este o săptămână grea și oamenii trebuie să se elibereze de multe din încercările interioare. Fac o tabără în iulie și două în august. Deja este derulat acest proces al taberelor, oamenii se înscriu ca de fiecare dată. Eu sunt foarte atent la cerințele lor și cu siguranță în perioada, în zilele următoare, o să propun aceste tabere, pentru că n-am propus decât datele lor, fără să le spun subiectul. În aprilie o să fac o tabără de vindecare a organelor interne, o să luăm organ cu organ acolo în interiorul nostru, într-o perspectivă cuantică, holistică și într-o perspectivă în care putem să aducem un echilibru, mai multă vitalitate. Da, trecem prin cărți repede, repede, ca să nu Da. sărim niciodată, pentru că Așa cărți este, da. foarte Cele importante. 6 cărți, am zis că în perioada următoare, dar să vedem când va fi lucrul ăsta, o să mai scoatem la suprafață. Câteva cărțile sunt scrise, dar acum trebuie să recunosc, cred că vreau să-mi fac propria mea editură. Adică nu editura mea, editura Academiei. Da. Și să scoatem sub editura Academiei ceea ce studenții vor să publice. Și vreau în perioada următoare să ridic din rândul studenților personalități care au ajuns la maturitatea respectivă, pentru că este un an foarte prielnic pentru ca oamenii care vor să meargă în planul următor să o poată face. Am să-i susțin și practic le-am zis la București că Academia le aparține și le-o dăruiesc lor. Așa le-am spus. Da, îți mulțumesc tare mult pentru această seară minunată și pentru faptul că ne-ai făcut predicții pentru anul următor. Cred că fiecare dintre noi vom relua emisiunea ca să le mai ascultăm o dată în liniște. Dumneavoastră, vă mulțumesc că a stat alături de noi. Vă doresc să se întâmple tot ceea ce a spus Ștefan de bine. Că adevărul este că ai spus numai de bine. Așa? Ai Nu mai pot, putea să te rog să mă crezi, întâmple. chiar dacă Da. spun și anumite elemente. Nu pot să văd, nu sunt făcut să văd răul. Eu întotdeauna văd binele. Dacă văd acolo o picătură, mă duc la acea picătură și din acea picătură fac un ocean. Așa să fie și pentru noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, o seară minunată. Mulțumesc tare mult! Slavă lui Dumnezeu, mulțumesc mult! Atâta timp cât există cercetători care au obținut și premiul Nobel, vorbind despre aciditatea apei și despre cât de nocivă este o apă acidă, în momentul în care ai posibilitatea să folosești o apă cu alcalinitate optimă pentru organismul uman, nu prea ai de ce să întorci spatele. Pentru că întorci spatele propriei tale vieți și propriei tale sănătăți. În momentul în care faci ce trebuie pentru viața ta, și tu însuți îți poți bucura viața și poți trăi altfel. Acest aparat pe mine mă face să mă simt bine și cred că și el este pro viață.